Denunț bombă la DNA. În denunț sunt descrise aspecte de natură penală derulate de membrii unei adevărate grupări criminale. Printre membrii acestei grupări ar face parte judecători, procurori, polițiști și chiar mediatori din Zalău. Se arată faptul că atât judecătorii, procurorii, polițiștii, cât și mediatorii acționează concertat și coordonat pentru a stopa eforturile oamenilor legii în cadrul unor dosare penale aflate pe rolul instanțelor de judecată din județul Sălaj. Denunțul transmis procurorilor DNA de către avocatul Mircea Popovici prezintă cu lux de amănunte modul de operare al grupării sălăjene. Acoperirea legală nu mai face contracte de asistență juridică ori alte colaborări fictive, ci acorduri de mediere. Pivotul grupării este nimeni altul decât șeful mediatorilor din Sălaj, Nicolae Ștefan, care de altfel este soțul judecătoarei Cristina Ștef. Biroul de mediator al acestuia ar fi devenit loc de pelerinaj pentru toată crema interlopă a Sălajului, mediatorul extinzând sistemul nou creat și în alte zone din țară. Conform sesizării depuse la DNA de către Mircea Popovici, s-ar face la comandă inițierea de dosare penale în scop de punere în dependență a subiecților cercetați, lucru extrem de grav.